aici făcut bun al vostru acasă. Acasă arătați bine. Dacă v-ați fi purtat așa și în deplasare, poate ați fi avut și șansă. Bine, și acum șansele mai sunt, da? Suntem conștienți de ce putem să arătăm pe teren propriu, dar exact așa cum ai spunea voastră. Nu știu care de plasare am avut oarece probleme, parcă nu jucăm cu aceeași încredere, cu aceeași dificultură ca și pe teren propriu, dar sperăm ca ultimele meciuri astea de sezon regulat plus play-out, probabil. Cred că acolo să fim, dar nu se știe niciodată, ne jucăm cartea până la final. Sperăm să fim mai dezinvolți și deplasare, dar cu toate astea, noi trebuie să ne atingem obiectivul și să câștigăm cel puțin un punct la fiecare meci. Adică asta ne propunem înainte să înceapă meciurile și trebuie să obținem un raport, să reușim să facem doi, patru mai mult. Cum vă simțiți? Cum te simți tu? Practic, o nouă tinerețe pentru tine, pe tot liderul echipei, chiar noi uitam din tribune, dacă driblează cineva în teren de la Edoma. Da, vă simt, chiar dacă am plinit de curând 35 de ani, vreau să spun că sunt într-o formă bună, mă simt bine pe teren, chiar dacă am făcut câteva antrenamente înainte de asta, am avut și un lucru, am avut pauză, asta vreo 10 zile și am avut câteva antrenamente înainte de acest meci, surprinzător, m-am simțit foarte bine astăzi pe teren și mă simt bine pentru că mă pregătesc bine și pentru că v-aș bine pentru cel mai important. A jucat cu toate echipele astea de la vârful clasamentului, astăzi cu Calaciu. Cum ți se pare campionatul ăsta, Cătălin? Și care e cea mai puternică, în opinia ta? Păi sunt câteva pretendente importante pentru la play-off și la promovare, pentru care și eu țel. Dar cum a spus cineva asta, am jucat majoritatea, pe teren propriu, Slobozia, Steaua, Ulia și diferența e foarte mică. Se va decide prin play-off și pe altul se va decide prin moment. Dar cum arătați acum și dacă vei juca în play-off? Ai vă teamă că v-ați putea duce la bătălia pentru Liga a 3-a? Nu, sunt nicio formă. Suntem încrezători în forțele noastre. Deja ușor, ușor începe să creăm o identitate, un stil de joc. Adversarii au început să ne respecte și asta contează. Va putea să facă la mai multe bine? Deocamdată ne concentrăm pe ce avem de făcut în prezent și nu știu ce o să fie. Probabil că din sezonul următor, obiectivele vor fi altele, dar vom afla. Nu știu ce o să fie.